Bună ziua, vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracle Scobai Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică valabilă pentru ziua de luni, 31 august 2020 și vom folosi seturile de cărți de oracol Înțelepciunea și Romantismul din Ceașca de Ceai, din care vom extrage două cărți și setul Norocului Chinezesc, din care vom extrage o carte. Veți vedea dacă rezonați cu aceste mesaje și cum vă veți putea aranja anumite situații prin care treceți pe parcursul zilei de luni cu ajutorul acestor recomandări. Firește, dacă simțiți că nu rezonați cu niciunul din aceste mesaje, această citire nu este pentru voi. Și piatra noastră pentru ziua de luni ne spune încredere. Deci veți simți că trebuie să aveți încredere într-o anumită situație sau că încrederea vă este pusă la încercare de această dată. Da? Fiecare veți ști cum se aplică acest mesaj în funcție de situația voastră. La fiecare este altfel, desigur. Haideți să vedem și cărțile. Prima carte, secrete spuse în șoaptă sau anumite informații, bârfe. Vedeți, și piatra este încredere, deci automat aceste secrete sau bârfe vin la pachet cu încrederea. Automat, nu avem ce să facem, da? Apoi, cea de-a doua carte, obstacole și întârzieri. Foarte interesant. Cam aceleași culori predomină în aceste două cărți. Aici sunt două femei, un bărbat și o femeie. Iar de la setul norocului chinezesc avem destin. Ok, haideți să le luăm pe rând. Prima carte vine cu indiciile secrete, șoapte sau bârfe, anumite revelații, cele mai bune prietene. Secretele sunt deseori împărtășite între cele mai bune prietene la o ceașcă de ceai, dar întrebarea este în ce postură vei fi tu astăzi. În cea de a împărtăși anumite secrete, informații, bârfe sau în postura de a afla anumite informații, bârfe, secrete sau de a avea anumite revelații. Împărtășind anumite idei sau sentimente, anumite bârfe chiar cu cea mai bună prietenă sau cu un membru al familiei în care ai încredere, cu mama, cu sora, este o legătură necesară între femei și între oameni în general. Deci, cartea îți recomandă, dacă simți nevoia să împărtășești cuiva în care ai încredere ceva legat de viața ta de iubire sau de relația ta de iubire, poți să o faci. Te vei descărca, te vei poate lumina din anumite puncte de vedere. Și în același timp s-ar putea să primești anumite sfaturi sau idei care te vor ajuta în viața ta de cuplu, în viața romantică de acum înainte. Deci nu este o idee rea, doar să ai grijă în cine ai încredere, deci nu să împărtășești aceste secrete cuiva în care nu ai încredere. Apoi avem obstacole și întârzieri care, vedeți, acești doi tineri se țin de mână foarte, foarte fragil, dacă vreți, departe unul de celălalt, fata stă cu spatele la el, dar îl privește cu colțul ochiului sau ar dori să-l privească, dar nu dorește în același timp, nu dorește ca el să vadă că ea îl
îl vede sau ar dori să-l vadă. Deci această distanțare sau această răceală, dacă vreți, ne indică faptul că aceste întârzieri, aceste obstacole se produc. Trebuie să ai răbdare, să fii răbdător. Este un proces în stagnare, dar lucrurile vor începe să pornească din nou. În acest timp rămâi neutru, calm și răbdător, spune cartea. Întârzierele fac parte din planul divin de a încetini anumite lucruri pentru a prepara toate detaliile să intre la locul lor, ca într-un joc de puzzle. Aceste obstacole sunt temporare. Îmbrățișează această pauză de activitate în care poți să te bucuri, să te relaxezi, să te odihnești, să faci ceva ce te îți face plăcere, ce te relaxează, mergi în natură, plimbă-te, citești o carte bună, urmărește un film bun, ascultă o muzică bună. Deci ceea ce îți face ție plăcere. Totuși, cartea îți recomandă să fii precaut sau precaută, pentru că această distanță între acești doi poate îți spune ceva, sau în acest timp de pauză poate vezi ceva sau auzi ceva. Dacă ne întoarcem la cartea Secrete, informații, bârfe, s-ar putea să auzi ceva. Nu se știe, sau s-ar putea să fii în postura în care împărtășești ceva. Da, fiecare vei ști din nou cum se aplică aceste mesaje în cazul vostru. Și această ezitare din cuplu, da, pe care o vedem în imagine, ne sugerează că cineva din relație, deci unul din voi doi, este inconfortabil într-un anume fel în relație. Poate aveți ceva pe suflet, poate comunicați cu partenerul sau cu partenera, da? Nu cu cea mai bună prietenă sau nu cu mama. Comunicați voi între voi. Florile din imagine, vedeți aici avem multe flori, dar și în cartea Secrete avem multe flori, ne sugerează mesaje și schimbări pozitive care vor veni, dar trebuie să ai răbdare. Iar legătura din aceste două cărți sau dintre aceste două cărți este faptul că unul dintre voi are ceva secret. Poate din cauza acestor secrete sau dorințe, s-ar putea să ai anumite dorințe pe care le ții pentru tine. Comunică cu partenerul, spune-i-le, nu le ține pentru tine, te va elibera. Sau poate pentru unii dintre voi sunt anumite schimbări în sentimentele voastre în legătură cu relația voastră și cu viitorul vostru. Deci tot ceea ce aveți pe suflet, comunicați, vorbiți, nu lăsați nevorbit, nespus. Vă veți simți ușurați, vă veți simți mult mai bine și, sigur, se pot clarifica multe lucruri comunicând. Iar de la setul norocului chinezesc avem destin. Este o perioadă spirituală, e vorba despre o nouă adresă, despre schimbări în viață, despre realizări. S-ar putea să fii într-o fază sau într-o perioadă în care nu prea ai mare încredere în tine și nu ești sigur sau sigură ce acțiune trebuie să faci sau ce acțiune trebuie să întreprinzi. Cartea îți recomandă să nu fii prea impulsiv. Păstrează-ți temperamentul pentru cele mai bune rezultate. Rămâi pozitiv. Și de asemenea, gândește pozitiv, iar atunci acțiunile tale vor fi automat pozitive și destinul îți va da exact ceea ce speri. Ce-ți mai recomandă cartea? Vei fi într-o perioadă, dar nu chiar acum, în viitor, nu foarte îndepărtat,
cu o carieră mai sigură, cu un loc de muncă mai sigur și în zona financiară de asemenea se văd succese. Dar trebuie să depui anumite eforturi acum. Viața va fi bună cu tine, va fi plină de abundență și vei obține respect și cu recunoaștere la scară mare. Destinul îți aduce ceea ce speri în viitorul apropiat, legat și de relația personală sau de relațiile personale, da? Este un timp bun și vei fi implicat sau vei întâlni noi prieteni cu care îți vei forma un nou grup de prieteni. Conexia dintre voi este foarte frumoasă și timpuri minunate te așteaptă. Copiii care sunt născuți în cercul tău de prieteni acum sunt foarte inteligenți sau vor fi foarte inteligenți și încărcați spiritual. Acestea au fost, dragii mei, recomandările pentru ziua de luni, 31 august 2020. Eu vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Luați doar ceea ce se potrivește situațiilor voastre, situației prin care treceți. Restul lăsați-le deoparte, nu sunt pentru voi. Nu uitați că sunteți minunați, sunteți puternici, sunteți frumoși. Nu lăsați pe nimeni să vă doboare, să vă distrugă visele. Voi știți ceea ce este mai bine pentru voi, aveți încredere, așa ne spune și piatra, și comunicați, vorbiți, nu țineți pentru voi, nu puneți o barieră între voi și partener sau între voi și membrii familiei. Întotdeauna comunicarea rezolvă multe. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră, fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!